Vă mulțumesc mult, doamnă președintă, dragă Raluca. Bună dimineața tuturor și bine v-am găsit aici la Sibiu, în această locație frumoasă. Mulțumim și primăriei. Mulțumesc, desigur, Fundației Konrad Adenauer, care este preocupată de aducerea acestei teme, și anume cum aducem Europa cât mai aproape de cetățeni, de aducerea acestei teme în spațiul public, și împreună am decis să organizăm o serie de forumuri europene, dialoguri cu cetățeni în mai multe orașe ale țării. Am fost împreună la Galați, Tulcea, Constanța, Brașov și nu puteam să nu venim și la Sibiu. Și nu există, cred, un loc mai bun să discuți despre Uniunea Europeană în România decât Sibiul, și nu există un moment mai potrivit decât momentul actual. Suntem la mai puțin de 2 luni de zile de data la care România va prelua pentru prima dată președinția Uniunii Europene și suntem la 6 luni de zile de următoarele alegeri europarlamentare. Și ambele teme, momente, sunt importante și cred că merită discutate astăzi. Vreau să spun foarte clar, președinția Uniunii Europene pe care o vom prelua la 1 ianuarie este cea mai bună oportunitate pe care o avem de a influența mersul Uniunii Europene de când am devenit stat membru al Uniunii Europene. Și anume, vom avea un cuvânt mai greu de spus pe marile teme europene și în următoarele 6 luni vor fi teme de importanță primordială pentru Europa, cu impact direct asupra vieții noastre, unde se vor lua, pe care se vor lua decizii și vi le voi prezenta imediat. Deci ne vom putea pune amprenta mai mult decât de obicei pe marile decizii europene. Putem pune și teme românești pe agenda europeană și cel de-al treilea lucru, pe durata președinției, ne putem promova țara. Mai mult decât de obicei, fiindcă pe durata președinției Uniunii Europene, Uniunea Europeană se uită mai mult spre România decât de obicei și de aceea s-au și inventat aceste președinții rotative, pentru ca timp de 6 luni de zile fiecare țară să fie în centrul atenției. Și eu aș vrea ca această președinție să fie condusă și gestionată exact cum a fost gestionat anul 2007, anul în care Sibiu a fost capitală culturală europeană, și anume într-un fel în care beneficiile să le simți mult timp încă de acum înainte. Despre Sibiu, toată lumea în Europa știe că a fost capitală culturală, multe activități culturale care se întâmplă astăzi în Sibiu, se întâmplă și ca urmare a faptului că Sibiu a fost capitală culturală. Capitala culturală a fost văzută aici de autorități, în primul rând de președintele Iohannis, primar, atunci ca pe investiție. Și eu aș vrea ca și președinția Uniunii Europene să o vedem la fel, ca pe investiție, ca pe oportunitate, însă mi-e teamă că guvernul actual o vede în primul rând ca pe o povară de care încearcă să scape cât mai ușor și cât mai ieftin. Ce se va întâmpla în Europa în următoarele 6 luni de zile? În primul rând, din păcate, pe 30 martie, Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. Și trebuie să fim corecți aici. Vor fi o serie de consecințe negative pentru Marea Britanie, în primul rând, dar este o veste proastă și pentru noi. Noi n-am vrut Brexitul, nu noi am organizat referendumul, nu noi l-am pierdut, ei l-au organizat, ei l-au pierdut, dar părăsirea de către Marea Britanie a Uniunii Europene este o veste rea și pentru noi, trebuie să fim corecți. Și prioritatea noastră în aceste negocieri cu Marea Britanie trebuie să fie drepturile celor 411.000 de cetățeni români care trăiesc în Marea Britanie. Sunt oameni care au mers să trăiască în alt stat membru al Uniunii Europene, la fel cum alții au mers în Germania, în Austria, în Italia, în Spania, și se trezesc peste noapte, fără voia lor și fără a fi fost consultați, în afara Uniunii Europene. Deci, în negocierile cu Marea Britanie este foarte important să ne asigurăm că după Brexit aceste cetățeni pot rămâne în continuare ca dacă nimic nu s-ar fi întâmplat în Marea Britanie. Cea de-a doua temă foarte importantă care se va dezbate în următoarele 6 luni de zile este bugetul Uniunii Europene pentru următorii 7 ani. Fiindcă, după cum știți, bugetul Uniunii Europene se face pe o perioadă de 7 ani de zile. Fiindcă proiectele mari de infrastructură, autostrăzi, căi ferate, nu se construiesc într-un an de zile, este nevoie de o predictibilitate de 7 ani de zile. Și acum lucrăm la bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 și este foarte important câte fonduri europene vor veni în România în următorii 7 ani de zile și în ce condiții. Ambele elemente sunt importante. Câți bani și în ce condiții.
Și perioada în care ne ții președinția Uniunii Europene e perioada în care poți influența deciziile mai mult decât de obicei. Adică atunci când ești în capul mesei, ți se spune mai greu nu. Și de aceea aș vrea ca Guvernul României, pe perioada pe care România va deține președinția Uniunii Europene, să prioritizeze aceste negocieri legate de bugetul Uniunii Europene, fiindcă pentru noi, România, este important să avem în continuare, în următorii 7 ani de zile, cel puțin la fel de multe fonduri europene și condițiile în care aceste fonduri vin sunt foarte importante. Doamna Președintă a spus de bună dreptate despre rata mică de absorbție a fondurilor europene până acum și trebuie să știți următoarele lucruri. În primul rând, trebuie să știți că în perioada actuală, 2014-2020, rata de absorbție a fondurilor europene la acest moment este 15%. Deși au trecut 4 ani jumate din 7 până la jumătatea din 2018. Acum au trecut 4 ani jumate din 7, avem o rată de absorbție de 15%. La agricultură, la dezvoltarea rurală, stăm mai bine, 34%, dar în rest, restul fondurilor de coeziune, parc pentru autostrăzi, căi ferate, infrastructură digitală, energetică, 7% au reușit să absorbe. Și vă spun cu subiect și predicat. Tot ce s-a absorbit este datorită primarilor și președinților de consilii județene competenți. Tot. În ultimii 2 ani de zile, guvernele de această culoare politică, guvernele PSD-ALDE, nu au reușit să depună nici măcar un singur mare proiect de infrastructură. Nimic. Tot ce este în lucru acum este depus de guverne anterioare. În ultimii 2 ani de zile, niciun mare proiect de infrastructură. Pe 11 octombrie, prim-ministrul Dăncilă a anunțat că va depune până pe 15 octombrie la Comisia Europeană proiectul privind noua șosea de centură a municipiului București, 1,6 miliarde de euro. Vă spun, vă anunț că până ieri, 2 noiembrie, nu l-a depus. Autostrada Iași-Ungheni, le spune comisarul lor, Corina Crețu, comisar PSD, că sunt fonduri europene și trebuie doar depus proiectul. Nu s-a întâmplat nimic. Toate fondurile europene care vin pe munca primarilor și a președinților de consilii județene. A fost în urmă cu 3 săptămâni la Suceava. Președintele Consiliului Județean, coleg de-al nostru, George Flutoi, a reușit reabilitarea cetății de scaun a Sucevei, a muzeului din Suceava și construcția unei noi piste pe aeroportul din Suceava, totul cu fonduri europene. La Oradea, Ilie Bolojan, mai mult de 200 de milioane euro fonduri europene. La Alba Iulia, la fel, mai mult de 150 de milioane euro. Este municipiul reședință de județ care a absorbit în ultimii ani pe cap de locuitori cele mai multe fonduri europene și exemplele pot continua. Diferența dintre orașele conduse de primarii Partidului Național Liberal din Transilvania, diferența la absorbția de fonduri europene, Oradea, Cluj, Alba Iulia, Brașov, Timișoara, Arad și județe, inclusiv Sibiu, doamna președinte este aici, și zonele roșii ale țării, vă spun, de la început este ca de la cer la pământ. Și absorbția de fonduri europene la finalul zilei schimbă cu totul percepția oamenilor și despre Europa. Am fost în urmă cu 2 săptămâni jumate la Galați. Am vizitat, printre altele, o firmă de software, unde directoarea mi-a spus următorul lucru. Am angajat 600 de tineri IT-iști care lucrează 3 ani la mine în firmă la Galați, acumulează experiență, după care pleacă în ceea ce ei numesc o altă țară, Transilvania. Și vin aici datorită calității vieții, datorită infrastructurii și inclusiv datorită proximității de Europa. Oriunde ești în Transilvania, ești la o oră jumate de un aeroport, Sibiu, Cluj, Timișoara, de unde poți merge să petreci un weekend oriunde în Europa cu prieteni, să-ți vizitezi prieteni, rude, care eventual lucrează în străinătate, să vină ei aici acasă. Deci vă spun sincer, spre județele și municipiile din Transilvania, celelalte zone ale țării se uită ca spre un model și tinerii numesc asta o altă țară. Înapoi la fonduri europene și la viitor. Trebuie să fim corecți. Rata mică de absorbție este, după cum am spus, primul rând responsabilitatea Guvernului, dar trebuie să fim corecți pe exercițiul 2014-2020 și de la nivel european deciziile s-au luat foarte târziu.
Și vrem ca data viitoare să facem lucrurile mai bine, și anume, la nivel european, acordul mare de buget s-a luat la final, s-a făcut la finalul anului 2013, atunci prea târziu, pentru ca la 1 ianuarie 2014 să înceapă absorpția de fonduri europene. De aceea, acum este foarte important ca la nivel european, acordul pe bugetul pe următorii 7 ani să se facă mai repede. Și este în interesul nostru ca la 1 ianuarie 2021 fondurile să înceapă să curgă. Și de aceea ar fi atât de important ca în următoarele 6 luni de zile, când deținem președinția, să progresăm pe acest dosar. În rest, mai vrem, și asta e partea a programului partidului nostru, vrem ca absorbția de fonduri europene în următorii ani să fie simplificată. Vrem set unic de norme și reguli pentru toate marile programe și valabil în toate țările membre ale Uniunii Europene, fiindcă cei care absorbiți fonduri europene acum, primarii, doamnă președinte, Consiliul Județean, știți, aveți birocrație europeană, mai aveți un strat gros de birocrație românească deasupra, în viitor ne vrem așa, set unic de norme și reguli, pentru toate țările europene și pentru toate programele, și anume bazat pe regulile din țările care au avut absorbție de aproape 100% și acolo regulile sunt cele mai simple. Un lucru este foarte important, vă spun, pentru absorbția fondurilor europene în România, anii cheie vor fi anii 2020-2023 și vă explic în două cuvinte de ce. Aceștia sunt anii, în momentul de față avem fondurile pentru perioada 2014-2020 și suntem întârziați. Printr-o derogare, avem voie să absorbim aceste fonduri până la 31 decembrie 2023. Este esențial ca în perioada 2020-2023 să avem un guvern capabil să absorbe aceste fonduri înainte să le pierdem. Și este foarte important să avem un guvern bun, pro-european, preocupat de absorbția de fonduri în acea perioadă și din următorul motiv. Începe noul exercițiu bugetar și poate va trebui să faci două lucruri în paralel. Să absorbi banii pe vechea perioadă pe care riști să-i pierzi și să începi noua perioadă fără întârzierile de data trecută, din 2014-2015. Și în plus, e și perioada când se stabilesc prioritățile. Și pe următorii 7 ani de zile. Și eu cred că contează cine stabilește axele prioritare, direcțiile în care se meargă fondurile europene după acordul mare la nivel european și condițiile, condiționalitățile. Cineva care să asculte la primari, la președinți de consilii județene și să înțeleagă ce trebuie schimbat, îmbunătățit, care sunt direcțiile care e nevoie de fonduri. Și e de la sine înțeles că eu cred că dacă partidul nostru va avea un cuvânt de spus și vom fi la guvernare ca principal partid în acea perioadă cheie, 2020-2023, vom face tot ce putem să absorbim vechile fonduri, să nu avem pierdere, să avem, cum a spus Raluca Turcan, absorbție de 100% pe acești ani, să începem fără întârziere pe perioada următoare și să să stabilim condițiile și regulile și prioritățile de așa natură încât să ajute primăriile, consiliile județene, mediul privat, ONG-urile care vor să absorbă fonduri europene. Pentru următorii 7 ani de zile, fiindcă văd și societate civilă aici, doamna președinte a vorbit și despre valori europene, eu am făcut în Parlamentul European un amendament prin care am cerut acordarea în următorii 7 ani de zile a 2 miliarde de euro fonduri europene pentru ONG-uri care apără stat de drept valori europene în următorii 7 ani de zile. Fiindcă, bine a spus doamna președinte, crederea în Uniunea Europeană în România a scăzut. De ce a scăzut? În primul rând, fiindcă vedem la televizor toată ziua politicieni care vor ca România să fie în continuare sat fără căi, nu le place că instituția de Uniunii Europene apără valori europene, nu le place că dumneavoastră ieșiți la protest în fiecare zi la ora 12 aici și mulți când e câte un eveniment major, și atunci atacă Uniunea Europeană. Și asta nu trece neobservat pe lângă oameni și trebuie să facem față. Și de aceea eu am propus în următorii 7 ani 2 miliarde de euro fonduri europene pentru ONG-uri care apără valori europene, care discută despre justiție independentă și sprijină acest proces de reformă. Președinția Uniunii Europene în următoarele 6 luni de zile, cum am spus, este o oportunitate de a ne promova țara.
peste tot în Europa, de a aduce și Europa cât mai aproape de oameni, și eu cred că informarea, educarea este esențială tocmai pentru a răspunde acestui populism, acestui extremism care există. Și de aceea eu am propus deja din urmă cu un an de zile următorul lucru. Pe durata președinției române a Uniunii Europene va trebui să organizăm o serie de reuniuni aici, în România. Și multe reuniuni se organizează în provincie, chiar discutam și cu doamna președinte a Consiliului Județean. Dar eu am propus mai mult decât atât, am spus cele mai importante reuniuni, și anume acelea de miniștri, fiindcă vom organiza în România reuniuni ale miniștrilor în toate configurațiile, miniștri de finanțe, de externe, de mediu, de apărare. Guvernul vrea să le organizeze pe toate în Palatul Parlamentului. Și eu am spus, nu, cred că toate aceste reuniuni trebuie organizate în provincie, fiindcă România este mai mult decât Casa Poporului, România este o țară diversă, geografic, regional, cultural, toate aceste reuniuni trebuie să aibă loc în provincie. Vă imaginați că are mult mai mare sens să organizezi o reuniune a miniștrilor mediului, agriculturii, în provincie, decât între zidurile Casei Poporului sau miniștrii telecomunicațiilor și IT la Cluj, că este un mare centru de inovare în domeniul IT, industrie. Poți să organizezi la Brașov apărare, energie, la Constanța, apărare la 2 pași de baza Cogălnicianu, educație din centru universitar din provincia, miniștrii afacerilor externe la Iași, la 2 pași de Republica Moldova. Noroc, sănătate! Iar Sibiu are, evident, șansa, norocul de a avea pe 9 mai, acest foarte important, Consiliul European Informal. Și acest Consiliu European Informal este foarte important, fiindcă va fi prima reuniune după ieșirea din Uniunea Europeană a Marii Britanii, reuniune la care șefii de state și de guverne din cele 27 de țări vor veni la Sibiu pentru a oferi cetățenilor răspunsul la întrebarea încotro merge Uniunea Europeană în viitor. Și viitorul Uniunii Europene va rămâne legat pentru totdeauna și vă spun sincer, fără nicio exagerare, de numele orașului Sibiu. Va fi locul unde liderii europeni vor veni și vor spune ce așteaptă cetățenii europeni de la Uniunea Europeană în viitor și cum putem noi oferi asta. Părerea mea este că oamenii așteaptă în momentul de față de la Uniunea Europeană în principal două lucruri. Siguranță și prosperitate. Uniunea Europeană să fie activă să ofere cetățenilor europeni sentimentul de siguranță în orice colț al Uniunii Europene și anume faptul că reușim să combatem terorismul, să oprim migrația ilegală, neregulată acolo unde a existat, că reușim să ne controlăm bine frontierele externe ale Uniunii Europene pentru a putea avea libertate de mișcare în interiorul Uniunii Europene. Acestea sunt probleme, teme la care trebuie să oferim soluții și prosperitate. Pentru a fi prosperi în viitor, trebuie să investim în infrastructură. Și investitorii știu foarte bine cât e de importantă infrastructura, ce costuri aveți dacă autostrăzile nu sunt, că mă uit, toate părțile văd investitori, de fapt, și reprezentanți din economie. Cât este de important să ai infrastructura feroviară, autostrăzile digitale, energetică, construită. La Galați, la combinatul Arselor, mi-au spus cu subiect și predicat. În urmă cu 2 săptămâni când am fost la Galați, au spus așa, între iunie și octombrie, când cotele apelor Dunării sunt mai joase, fiindcă Dunărea nu este dragată, deși sunt fonduri europene la dispoziție, nu putem umple vaporul la capacitate maximă cu produsele noastre. Îl putem umple numai la jumătate, că dacă nu rămâne blocat pe nisip, că Dunărea nu este dragată, deși avem fonduri europene pentru asta. Asta înseamnă pentru producători că în loc să închirieze un vapor, trebuie să închirieze 2. Costuri mai mari, vă rămân mai puțin bani în firmă pentru investiții, pentru cercetare, inovare, pentru dezvoltare, construcția unei noi hale sau pentru a mări salariile oamenilor. Deci de aceea, pentru prosperitate, infrastructura este esențială. Fondurile europene vor merge într-o mai mare măsură în cercetare, în inovare, în viitor și aici iarăși că pot vorbi numele nostru, la mândurora, dragă Raluca, spre tineret. Deci noi vrem și pentru noi ca partid, tineretul va fi o prioritate în următorii ani și vrem să direcționăm cât mai multe fonduri europene către tineri din următorul motiv. Programul de bursă Erasmus
Este un program care, practic, sporește competitivitatea tinerilor pe piața forței de muncă. Statisticile arată că 65% din angajați apreciază din angajatori. 65% din angajatori, un pic neconcentrat, 65% din angajatori apreciază experiența internațională a tinerilor. Adică, dacă ai experiență internațională, dacă ai fost un semestru Erasmus, dacă ai făcut un program de voluntariat, un stagiu de practică în altă țară, ai șanse mai bune de a-ți găsi un loc de muncă, nu doar în străinătate, ci și aici acasă. Și de aceea noi spunem, investiția în tineri este o investiție care merită pentru Europa, cât mai multe bolse Erasmus, cât mai multe programe pentru tinereci. De aceea, anul acesta, anul în care eu am fost în Parlamentul European negociator al întregului buget al Uniunii Europene, am reușit să lansăm un program prin care Uniunea Europeană oferă gratuit tuturor tinerilor care împlinesc 18 ani un bilet de tren cu care pot călători nelimitat și gratuit 30 de zile oriunde în Uniunea Europeană. De ce? Pentru a vedea alte țări europene, pentru a la 18 ani, vârsta la care decizi în ce direcție să o iei în viață, la ce facultate să mergi, ce parcurs să urmezi, pentru a merge în Europa și a vedea ce este cerut, ce învață tinerii din alte țări, ce se cere, pentru a exersa în practică limbile străine pe care până atunci le-ai învățat doar în școală. De aceea am lansat acest program anul acesta și el devine un program permanent de acum încolo și rezultatele chiar în primăvară au fost deja foarte bune. Mai mult de 100.000 de tineri din toată Uniunea Europeană au aplicat pentru acest program. De aceea, investiția din fonduri europene în tineret este foarte importantă și o vom susține. Și de altfel, exact acestea sunt temele, siguranță și prosperitate, despre care eu cred că trebuie să stea în centrul agendei Uniunii Europene, exact acestea sunt temele despre care și președintele Klaus Iohannis, când a fost în plenul Parlamentului European, a vorbit. Venirea Dumnezeu sale în Parlament și discursul său era menit a fi contribuția României la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene. Și președintele a spus, vreau o Europă unită, vreau o Europă solidară, în care statele sunt solidare între ele, în care cetățenii sunt solidari, și o Europă în care coeziunea să conteze, adică să ne ajutăm unii pe alții și să încercăm să țările mai puțin dezvoltate să ajungă spre nivelul țărilor mai dezvoltate. Și vreau să vă spun aici, foarte clar cu subiect și predicat, diferența dintre modul în care președintele Iohannis, acum două săptămâni, când a fost în plenul Parlamentului European, s-a prezentat și modul în care premierul Dăncilă, cu încă două săptămâni înainte, s-a prezentat, a fost ca de la cer la pământ. Și vă spun următorul lucru. În ultimii 2 ani de zile, când eu am fost implicat în negocierea bugetului Uniunii Europene pe anul acesta, nu mi-a spus nimeni de-a lungul acestui proces, nu poți face bugetul, nu te putem lăsa să decizi despre 160 de miliarde de euro ca ai fi din România. Nimeni nu mi-a spus acest lucru. Deci ce vreau să spun este, putem face, dacă suntem competenți, dacă suntem serioși, orice în Europa în momentul de față. Și exact asta am simțit când a venit și președintele în plenul Parlamentului. Înțelege pe deplin situația din Uniunea Europeană și cu domnia sa președinte, simți că ești parte a jocului, simți că contezi și simți că nu este nicio diferență între România Europeană și liderii din alte țări europene. Premierul Dăncilă, în primul rând, nu vorbește nicio limbă străină. Asta înseamnă că ești izolat. Asta înseamnă că atunci când intri în plenul Parlamentului European, te abordează în mod normal europarlamentari din alte țări, comisari, președinția austriacă a Uniunii Europene. Dumnezeu era nevoită să stea înghesuită alături de europarlamentari PSD, ca nu cumva să o abordeze cineva, să o întrebe ceva, căci realmente era dificil să răspundă. Cum este privită România în momentul de față în Uniunea Europeană? Aici vreau să vă spun foarte clar. De 2 ani de zile, aud toată lumea, atât în Parlamentul European, cât și oriunde altundeva în Uniunea Europeană, aud toată lumea spunând următorul lucru. Felicitări poporului român pentru modul în care se manifestă, iese în stradă apărând valori europene și faceți asta cu drapelul Uniunii Europene. Deci un mare plus pentru ceea ce oamenii fac. Și un mare minus, evident, pentru acei câțiva
câțiva oameni politici din actualul guvern, din actuala majoritate parlamentară, care încearcă să slăbească instituții ale statului, să slăbească justiția, să folosească instituții în propriul interes. Ce vreau să vă spun este lumea distinge foarte clar între oameni, între popor, între dumneavoastră și politicienii care vor să își facă de cap. În încheiere aș spune următorul lucru. Cred că președinția Uniunii Europene este o mare oportunitate pentru noi, pentru România, cea mai mare oportunitate pe care o avem de când suntem stat membru de a influența mersul Uniunii Europene, dar mi-e teamă că cu acest guvern la conducere nu vom reuși să fructificăm pe deplin această oportunitate, fiindcă ce înseamnă președinția? Înseamnă că timp de 6 luni de zile conduci Uniunea Europeană, gestionezi toate deciziile în Uniunea Europeană. Și cum se iau decizii în Uniunea Europeană? De exemplu, în următoarele 6 luni de zile, Ministrii Agriculturii vor trebui să ia decizii legate de politica agricolă comună. Câte fonduri europene vor primi în viitor fermierii din România și din celelalte țări europene? Câți bani dăm la fermierii mari, câți bani la fermierii mici și în ce condiții? Aceste decizii vor trebui luate de către Ministrii Agriculturii și pe timpul președinției române a Uniunii Europene, Guvernul Dăncilă trimite capul mesei pe Petre Daia. În următoarele 6 luni de zile, ministrii interne vor trebui să ia decizii legate de combaterea terorismului, să înființeze acea nouă poliție de frontieră cu 10.000 de grăniceri de frontieră care să păzească granița externă a Uniunii Europene. Guvernul Dăncilă va trimite în capul mesei să conducă aceste decizii pe Carmen Dan. Sau, în urmă cu 4 săptămâni, am votat în Parlamentul European posibilitatea să creăm, să ușurăm portabilitatea pensiilor în Europa. Adică, pentru acei oameni care lucrează 3 ani în Spania, 3 ani în Italia, 3 ani în Austria și după aceea se întorc în România, pensia să fie adunată automat într-un singur coș. Avem o poziție a Parlamentului European, va trebui să o negociem cu statele membre, adică cu ministrii muncii. Guvernul Dăncilă trimite să conducă aceste ședințe, să negocieze cu Parlamentul European. Și Parlamentul European nu e joacă, deci cu un europarlamentar rău, ca mine, dificil, așa. Pe ministrul muncii din România, Orcuța Vasilescu. Și dacă ministrii, la o anumită temă, nu reușesc să ajungă la o soluție, la un consens, ceea ce e normal, atunci, în mod normal, prim-ministrul trebuie să intervină și să ridice acest subiect la nivelul prim-ministrilor, să discute cu omologii săi din alte țări. Și imaginați-vă, prim-ministrul Guvernului României, punând mâna pe receptor, sunând la premierul Franței, al Spaniei, al Italiei, la cancelarul Germaniei, Angela Merkel, spunând, alo, bună ziua, Viorica sunt. Avem o problemă la ministrii de finanțe, la deciziile pe fonduri europene. Aceasta este soluția pe care o propun. Și râdem, râdem, dar vă spun că nu e de râs, fiindcă de capacitatea Guvernului de a se impune în aceste negocieri, depinde dacă în următorii 7 ani în România vor veni 40 sau 50 de miliarde de euro. Și de aceea este atât de important ca România să fie reprezentată în Europa de oameni politici care să fie, primul rând, credibili. Fiindcă pentru a putea reprezenta țara bine, pentru a putea conduce timp de 6 luni de zile Uniunea Europeană, bunul cel mai de preț este credibilitatea. Celelalte 27 de țări din jurul mesei trebuie să știe că exact așa, că vei reprezenta, vei prezenta lucrurile în afară, la public, în negocieri, exact așa cum v-ați înțeles, în rândul celor 28 de țări. Credibilitatea este esențială și guvernul actual, din 3 motive, a pierdut încrederea Europei. Datorită modului cum afectează justiția, datorită modului cum gestionează economia, și datorită neadevărurilor pe care le spune de multe ori despre oameni, vă aduceți aminte că după 10 august, Viorica Dăncilă a trimis contentul guvernului o scrisoare președintelui Comisiei Europene care a spus lucruri incorrecte despre protestatari, catalogându-i ca fiind violenți. Ori eu am fost la multe proteste și în București, și în Sibiu, și în diasporă și știu că oamenii care ies acolo nu sunt violenți în niciun fel, în marea lor majoritate. Neadevărul, atac la justiție și modul în care gestionează economia sunt motivele pentru care guvernul a pierdut încrederea Uniunii Europene.
La 2 ani de la începutul acestei guvernări suntem țara europeană cu cea mai mare rată a inflației, peste 5%, era 0% rata inflației în urmă cu 2 ani de zile. Nu mai respectăm regulile de deficit, leul este la minim istoric față de euro, roborul crește, nu investim, nu absorbim fonduri europene, deci begulețele sunt pe roșu și economiștii din interiorul, colegii noștri economiști din interiorul partidului nostru, pe bună dreptate ne spun, mergem spre criză. Deci, în aceste motive, guvernul nu este credibil și, din păcate, nu este nici competent în a obține lucruri pentru România și cu asta mă apropii de sfârșit. Și vă dau un singur exemplu. Fondurile europene pentru combaterea pestei porcine africane. În timpul acestei veri au erupt tot mai multe focare de peste porcină africană. La finalul lunii august, când am reluat sesiunea parlamentară, când am strâns echipa și am spus vreau să cerem fonduri europene pentru combaterea pestei porcine africane, ce trebuie să facem? Când, unde, la ce linii bugetare? Și am depus două amendamente prin care am cerut 110 milioane euro fonduri europene pentru combaterea pestei porcine africane. Fiindcă partidul nostru este membru al celei mai importante familii politice la nivel european a Partidului Popular European, am obținut imediat sprijinul Partidului Popular European și după aceea și sprijinul colegilor din plenul Parlamentului și în urmă cu 2 săptămâni s-a votat ca România să primească direct, de fapt, ca pentru combaterea pestei porcine africane să fie alocate direct peste 50 de milioane de euro și peste 50 de milioane de euro, oricât e necesar, până la 110 milioane dacă se constate că e necesar aceste fonduri pentru peste în toată Europa, dar 80% din focare sunt în România, deci 80% din bani ar veni aici. Deci am venit cu ideea, am știut unde, când, cum și am reușit să obținem și sprijinul întregului Parlament. Ce făcea Guvernul României în acest timp? În Consiliul Uniunii Europene, unde și-au votat poziția lor la bugetul Uniunii Europene, au votat o poziție care prevede tăierea fondurilor pentru peste porcina africană cu 8,5 milioane de euro. Când am văzut, nu mi-a venit să cred, am făcut public. De ce au făcut asta? Fiindcă realmente nu știu când, la ce moment al deciziei se ceară ceva și pe decizia respectivă n-au știut ce au votat. Probabil alte state au propus o tăiere pentru a economisi niște fonduri, iar Ministrul Finanțelor Publice Teodorovici a semnat mandatul României în Consiliu, efectiv, ca orice neștiutor. Deci au votat un buget care permite tăierea 8,5 milioane de euro la categoriile de bani care se poate fi folosite pentru pesta porcină africană. Noi am obținut plus 50, plus permisiunea și promisiunea, angajamentul de a merge până la 110 dacă e nevoie și Parlamentul European, trebuie să vă spun, a respins imediat tăierea de 8,5 milioane. Deci lipsește competența, nu știu ce să facă, cum să facă și degeaba este Petre Daia și spune, am vorbit cu comisarul, mi-a promis că mă ajută. Asta nu te ajută cu nimic, de fapt. Trebuie să respecti legile, regulile, procedurile, să depui cereri acolo, fiindcă dacă nu sunt fonduri europene, caseria Uniunii Europene să ajute fermierii când vine cererea de la Guvernul României, atunci nu sunt fonduri și Comisia Europeană îți poate face o rectificare bugetară, aloca fonduri după aceea, dar la anul e an electoral în Uniunea Europeană. Sunt europarlamentari, Europa are alte griji. De aceea, ceea ce noi am reușit să facem, să punem fonduri acolo deja de acum, e un lucru foarte bun. Mă apropii de final spunându-vă poate un singur lucru și da, asta e oarecum o declarație mai politică, dar suntem într-o sală cu pereții galbene, așa că pot să o fac aici. Ne apropiem de alegeri europarlamentare și aceste alegeri sunt foarte importante, fiindcă de rezultatul acestor alegeri va depinde cum va fi condusă Uniunea Europeană în următorii 5 ani și politicile care se vor face și care vor avea impact asupra noastră a tuturor. Și vă spun următorul lucru și o spun cu toată convingerea. Singurii europarlamentari care, în mod garantat, în următorii 5 ani de zile, vor putea obține pentru cetățenii români ceea ce promit în campanie electorală, sunt europarlamentarii partidului nostru, al Partidului Național Liberal, și să vă spun de ce cred acest lucru. Noi suntem în cea mai mare familie politică, familia politică care va câștiga următoarele alegeri europarlamentare. Pe toate sondajele pe care le am,
la nivel european, Partidul Popular European câștigă alegerile europarlamentare, va conduce Uniunea Europeană și în următorii 5 ani. Vom avea președintele Comisiei Europene, vom avea cel mai mare grup în Parlamentul European. Iar partidul nostru este un partid foarte bine ancorat în această familie politică, unul din cele mai mari partide din cadrul Partidului Popular European. Deci când noi vom cere ceva pentru români din lucrurile pe care le-am promis în campanie, probabilitatea ca de a obține sprijinul familiei noastre politice este foarte mare, exact așa cum a fost și cu pesta porcină africană. Și dacă obții sprijinul celui mai mare grup, șansa să ajungi la majoritate și lucrurile acelea să fie transpuse în realitate este foarte mare. PSD-ul, cum v-am spus înainte, izolat, nu e nici credibil, nici competent și, vă spun cu subiect și predicat, PSD-ul este astăzi membru încă la socialiștii europeni dintr-un singur motiv. Datorită slăbiciunii socialiștilor europeni. Socialiștii europeni sunt foarte slabi în multe țări europene în momentul de față. Sunt la pământ în Franța, în ultimul sondaj în Germania sunt pe locul 4, după Partidul Creștin Democrat, după un partid de extremă dreaptă și după ecologiști. Pur și simplu, în vremurile de astăzi, socialiștii nu mai au soluții la problemele adevărate ale oamenilor. Deci sunt la pământ în Franța, sunt slabi în Germania, slabi în Italia, erau la 40% în 4 ani, sunt la 18% acum, în Polonia sunt aproape inexistenți. Și doar această slăbiciune a socialiștilor europeni ține PSD-ul acolo, fiindcă au nevoie de 10 mâini ridicate din România. Ați văzut la ALDE, partidul domnului Tăricianu este de asemenea pe Făgaș, iar noile partide din România neafiliate niciunde la nivel european, trebuie spus următorul lucru. Dacă nu ai nicio afiliere politică europeană, nu poți avea impact și influență la nivel european. Dacă ești la neînscriși, nu poți avea niciun fel de influență și nu poți obține pentru oameni ceea ce ai promis. Iar dacă se vor afilia undeva, nu știu dacă ele știu, încă noi nu știm unde se vor afilia, de asemenea începi de la zero. Este cel mai mare partid de partea de centru-dreapta, suntem în cel mai mare grup politic, deci de aceea o spun foarte clar, știm exact ce avem de făcut din prima zi în viitorul Parlament European. Cred că oricum am vorbit prea mult, mulțumim mult încă o dată că ne-ați ascultat și mult mai interesant decât intervenția mea, sunt sigur că va fi discuția, ce așteptați de la Europa, cum punem CV-ul pe agenda Uniunii Europene în următoarea perioadă, ce așteptăm și de la noi ca program, ca politici în perioada următoare pentru a simplifica accesarea de fonduri europene, pentru a avea țara noastră cât mai bine reprezentată în Europa. Aștept cu nerăbdare intervențiile, întrebările dumneavoastră și discuția cu dumneavoastră. Raluca, mulțumesc mult că ne-ai adus la oaltă astăzi aici. Mulțumim și Fundației Konrad Adenauer și, da, mă bucur mult că sunt astăzi la Sibiu.